Aveți copiii pe care i-ați preluat de acum 5 ani, de când ați deschis? Cei mai mulți. Da, au rămas alături de... Cei mai mulți. Ok. Da. Ce spuneai că lumea simte nevoia de medalii, poate într-un fel e și vina voastră, pentru că ați avut performanțe și lumea când vorbește de handbal vrea să fim și noi din nou acolo. Da, să fim la nivel, la nivel de senior, însă la nivel de copii și junior nu sunt atât de importante precum e importantă instruirea acelui sportiv când ajunge la senior să aibă toate ingredientele pentru a câștiga acele medalii. Până atunci trebuie să ne ocupăm de chestia asta. Hagi avea o vorbă când comenta subiectul ăsta, că până la 12 ani trebuie să lași copilul să joace. Da. Eu pot să spun lejer că am văzut multe terenuri de fotbal, școli de fotbal, numite pompoți școli de fotbal, de fapt un teren închiriat, da, un antrenor și câțiva copii pe acolo, cu antrenori care țipă ca disperații la copii. Și sunt copii de 7-8 ani care sunt așa cu capul plecat, speriați, mai mult ca sigur de antrenori. Pentru că sunt cumva constrânși să ajungă în situația asta. Cum spunea și Ramona, majoritatea cluburilor sunt finanțate din bani publici. În momentul respectiv, echipa sau antrenorul este condiționat să aducă o medalie ca să justifice investiția în segmentul respectiv. Apare o presiune și pe umerii antrenorului, adică tot sistemul e gândit greșit, apare o presiune pe umerii antrenorului, iar chestia asta transformă, cum spuneai și tu mai devreme, terenul de handbal sau terenul de fotbal într-un câmp de luptă, adică scoate cei mai urât din, exact, din oameni, din copii. Acolo zici că e o luptă pe viață, da, și da, pe moarte, da, da, când da, vorbești, da, de copii de 8 ani. Da, și asta e trist, că de fapt nu construiești nimic și n-ai niciun fel de predicție pe termen lung, la nivel de seniori. Și nu schimb nimic dacă continuăm așa. Nu se schimbă nimic dacă continuăm așa. Și de unde ai începe cu schimbările? Ce putem face? Cu educarea copiilor și a părinților, în primul rând. Cel puțin în clubul nostru. Asta se întâmplă de când am început. Noi, în primul an în care ne-am înscris într-o competiție, în competiția organizată de Asociația Municipală de Handbal, le-am spus copiilor și părinților, a noastră, putem pierde toate meciurile. Și s-au uitat ciudat la noi, părinții erau contrariați de abordarea noastră, cum se poate așa ceva. Le-am explicat că putem pierde toate meciurile. Și anul următor ne-a spus, anul ăsta, dacă noi câștigăm 25% din meciuri, suntem mulțumiți. Restul e bonus. Adică mergem gradual cu presiunea. Nu pui presiune pe un copil de 8 ani care nu știe să lege la șireturi. Noi am avut copii în cantonament care nu știau să-și taie friptura și să se lege la șireturi. Aveau pantofi de aia cu arici, cu scai. Da? Și noi vrem să câștige medalii. Și ce faci cu medaliile alea? Sunt atâția campioni. Le pui pe Facebook. Le pui pe Facebook, iei like-uri și mor de foame mai târziu sau nu ajungi nicăieri. E ca și cum ai fi premiant în clasa 10-a sau a 4-a și nu ajungi la facultate sau la liceu. E la fel. Și e un orgoliu nemăsurat între antrenori, între cluburi. Asta se transmite mai departe și copiilor, implicit și părinților. Și când intri într-o sală, nu vrei să știi ce e acolo. Deci, sau pe un teren de fotbal, da? Că e la fel. Acolo e mai grav, că e în aer liber, se poate urla mai tare. Da, ați avut situații de-astea, da, cu părinți care, da, au venit pe acolo și... Da, multe. Și cum le-ați gestionat? Sau tu spui, ar trebui educați părinții. Se schimbă ceva? Simți că dacă tu vorbești cu părinții, gata, ei schimbă abordarea? E o chestiune de timp. La noi în club, cel puțin, a fost o chestiune de timp. Din afara clubului, adică când au fost situații în care echipa vizitatoare a avut un comportament necivilizat, am atras atenția, am vorbit cu oficialii, la un moment dat pe unii am dat afară din sală, că aruncau cu biscuiți, scuipau, înjurau și cu apă în capul incredibil nostru, da, la noi incredibil acasă, la meci de la copii. Acasă, da. Și am dat afară din sală, pur și simplu, l-am oprit, am zis, gata, ieșiți afară. Adică nu... Am invitat poliția locală să ne ajute în acest demers, adică ajungem... Dar copiii cum reacționează la scenă? Ai noștri? Șocați, sau... Da, în general, așa, copiii de pe teren. Că i-am da, crescut noi... într-un anumit stil. Se sperie, mă gândesc. Da, sunt șocați și problema e că și pe teren sunt tratați la fel de către adversari, înjurați, jigniți. Vin la bancă, Ramona, ăla mi-a zis așa, zic ok, nu-i spui nimic, te duci acolo și joci, că asta e.
lasă-l în pace. Asta e de fapt o violență pe care o vezi în multe lucruri, în multe zone așa ale societății, că și în trafic e la fel și suntem supărați și la coadă, la poștă și da. Peste tot noi avem nervi, da. ne enervăm foarte repede. Aici suntem campioni, stăm bine. La nervi, da, păi, românul e campion. Atunci cum să te mai miri că Cristina Neagu ajunge să fie înjurată așa cum a fost acum două săptămâni când a fost incidentul la meciul cu Rapid. Dacă la nivelul ăsta mic de copii, da, sunt atâția nervi și lucrurile aruncate din tribune. Apropo, cum comentați, cum vi s-a părut incidentul ăsta cu Cristina Neagu? Este clar că nu există nicio scuză pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Acum trebuie văzut și miezul problemei pe de altă parte. Dar nu sunt scuze pentru ce s-a întâmplat și, încă o dată, dacă trăiești într-o societate în care majoritatea au aceste preocupări, la un moment dat ajungi să nu mai poți să controlezi nici tu lucrurile. Dacă se frustrează toată lumea, se frustrează până și copiii, dar eu de ce nu pot să-i spun ceva? Dacă el tot îmi spune, ajungi, da, și la momentul ăsta și atunci lucrurile scapă de sub control și mergem toți în direcția greșită, ca să spun așa. Cum crezi, Andreas, că ar putea fi corectată treaba asta? Atmosfera de pe stadioane în general, ăsta e un caz particular, oribil așa, cred că și oamenii din galeria Rapidului și-au dat seama că n-a fost în regulă ce au făcut. Și, na, galeria Rapidului, vorbim de ea că pur și simplu a fost implicat aici, dar așa e, da, peste tot. În fotbal știi foarte bine că atmosfera e și mai încrâncenată. Uite, de exemplu, incidentele astea de la meciul cu Leipzig și Craiova, care se tot judecă, astăzi se va da verdictul. Se poate schimba atmosfera? Sau cum? Crezi că cu niște măsuri drastice? Sigur că da. Cu măsuri, cu implicarea cluburilor, tuturor, cu sesiuni de comunicare din partea oficialilor, a federalilor. Noi am avut un meci la care am fost înjurați pe bancă, deci stăteam pe bancă și a trecut o jucătoare de 14 ani, a trecut pe lângă noi și ne-a înjurat. Am făcut așa, am spus arbitrului, m-a înjurat și arbitru îmi spune și ce ai vrea să... N-am auzit, vrei să te crepe cuvânt, adică abordarea a fost total ineficientă, ca să nu spun altfel. M-am întors la oficialul de la masă și i-am zis, ce faceți? Și zice, da, te-am jurat, hai, treci mai departe, că noi educăm noi acum. Adică dacă oamenii și-ar da tot interesul împreună, într-un spirit comun, să schimbe lucrurile, eu sunt convins că s-ar schimba. În schimb, după incidentul respectiv, am discutat cu antrenoarea, a chemat-o, a încerca și a cerut scuze, a recunoscut greșeala, adică a admonestat-o, adică se pot face lucruri dacă oamenii își dau interesul. Dacă treci cu vederea și spui ok, noi educăm acum și mâine va face la fel, va înjura pe altul, pe altul, pe altul. În cazurile astea particulare, galeria înjură în felul ăla cea mai bună jucătoare din România de handbal. Sau la meciul de la Sfântul Gheorghe, suporterii strigă ce strigă la adresa ungurilor. Ce faci? Aici consulți regulamentul. Te bazezi pe niște regulamente. Dacă regulamentele sunt ambigue, sunt vagi și lasă loc de interpretare, da, și mergi la două capete în funcție de interesul de moment, atunci e greu să așezi lucrurile pe un drum al normalității.